Bun venit la ceremonia publică de înălțare a drapelului României. Ceremonia se va desfășura în conformitate cu prevederile regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare, precum și cu respectarea strictă a regulilor de distanțare socială prevăzute în reglementările în vigoare la nivel național privind prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19. Doamnelor și domnilor, peste câteva momente, detașamentul de onoare va prezenta onorul prefectului județului Maramureș. Detașament! În loc! Detașament! Drept! În zborul spre dreapta! Prezentat! Doamnelor și domnilor, drapelul vechi, arborat pe parcursul anului în Piața Tricolorului, a fost coborât de pe catarg joi, 25 iunie 2020, iar drapelul care va fi înălțat astăzi a fost sfințit de către preotul militar al garnizoanei Baia Mare, Gabriel Vasile Băban, consilier personal al preasfințitului Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Doamnelor și domnilor, suntem onorați de participarea la ceremonie a prefectului județului Maramureș, domnul Silviu Nicolae Ungur, subprefectului județului Maramureș, doamna Oana Oșanu, domnului deputat Vlad Emanuel Duruș, vicepreședintelui Consiliului Județean Maramureș, domnul Ioan Doru Dăncuș, viceprimarului municipiului Baia Mare, doamna Noemi Bida, preotului militar al garnizoanei Baia Mare, Gabriel Vasile Băban, consilier personal al preasfințitului Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, preotului Augustin Butica, vicar general al episcopiei greco-catolice de Maramureș, comandanților și șefilor unităților și instituțiilor aparținând Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din garnizoana Baia Mare, reprezentanții instituțiilor deconcentrate, reprezentanții filialelor județene ale asociațiilor, veteranilor de război, cadrelor militare în rezervă și retragere din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații, Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, Asociației 22 decembrie 1989 Baia Mare, reprezentanții partidelor politice. O invităm pe doamna Clara Gușet, șef serviciu al Serviciului Județean Maramureș al Arhivelor Naționale, să ne vorbească despre semnificația Zilei Drapelului. Mulțumesc! Domnule prefect, stimate doamne, stimați domni, orice națiune, orice stat se identifică fundamental prin câteva simboluri esențiale, drapelul, stema și imnul național, simboluri ale valorilor și idealurilor poporului român și, în aceeași măsură, însemne durabile ale identității noastre istorice și culturale. Potrivit Constituției, drapelul României este tricolor, iar din punct de vedere heraldic, albastru semnifică fidelitate, loialitate, profunzime, ordine și adevăr, galbenul semnifică prestigiu, virtute, inteligență, grandoare și bogăție, iar roșu, acțiune, capacitatea de a servi patria, sinceritate și vigilență. Drapelul național are o istorie deosebit de frumoasă și interesantă. Cele trei culori s-au regăsit încă pe diplomele emise de Mihai Viteazu, de asemenea pe drapelul răscoalei lui Tudor Vladimirescu, când li se și atribuie semnificația de libertate pentru albastru, dreptate pentru galben și frăție pentru roșu. Adoptat pentru prima dată în țara românească în timpul domnitorului Alexandru Ghica la 1834,
tricolorul a devenit și drapelul revoluționarilor pașoptiști, iar ulterior drapelul Principatelor Unite Române, Moldova și Țara Românească. Culorile acestuia fiind inițial dispuse orizontal și ulterior, potrivit Constituției de la 1866, vertical. După anul 1866, stema era așezată doar pe drapelul armatei și pe cele princiare, în centru, iar pe drapelurile civile sau drapelurile civile neavând această stemă. Odată cu instaurarea Republicii, în perioada comunistă, toate însemnele regalității au fost interzise, astfel că în anul 1948, pe drapelul tricolor a fost inserată stema Republicii, îndepărtată, după cum mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, abia după 50 de ani, în timpul Revoluției de la 1989. Despre cât de important este acest simbol în îndeplinirea idealurilor de unitate națională, spre exemplu, am să fac o foarte scurtă referire la un moment deosebit de important de data aceasta din istoria noastră locală, cu atât mai mult cu cât de curând am sărbătorit 100 de ani de la săvârșirea Marii Uniri și în această vară, chiar în această lună, de altfel, se împlinesc și 100 ani de la ceea ce istoriografia a denumit dezmembrarea Maramureșului. După cum se cunoaște, în condițiile prăbușirii iminente ale Imperiului Dualist, datorită pierderilor pe care le-a suferit pe front, au avut loc ample mișcări de eliberare națională a popoarelor din teritoriile ocupate. Astfel, în Maramureș, la Sighet, la fel ca în toată Transilvania, s-a constituit la 22 noiembrie 1918 Sfatul Național Român al Comitatului Maramureș, condus de nimeni altul decât dr. Vasile Chindriș și de alți 34 de intelectuali maramureșeni, dintre care s-au ales în cadrul unei ample adunări la care au participat aproape 6.000 de maramureșeni, delegații la Marea Adunare Națională și s-a exprimat de asemenea și adeziunea desăvârșită la Unire. De la un astfel de eveniment major nu putea lipsi firește drapelul. Drapelul pe care membrii Sfatului Național Român au depus jurământul la data de 22 decembrie, acest drapel a fost trimis de la Cluj la Sighet de către Iuliu Maniu la casa academicianului Ioan Mihali de Afșa, prin Longin Mihali, student la drept, fiul academicianului. În noaptea de 21 noiembrie spre 22 noiembrie, fiicele lui Mihali de Afșa au brodat acest drapel pe care Lucia Mihali, fiica mai mică a academicianului, care avea atunci, în anul 1918, 15 ani, l-a depus în piața centrală a Sighetului, unde a avut loc ceremonia depunerii jurământului. În acea zi, drapelul tricolor a fost dus la casa Ioan Mihali de Afșa și arborat în balconul acestuia. Tot pe acest drapel, o ultimă precizare, a depus jurământul și primul prefect al Maramureșului, Vasile Chiroiu, la data de 28 aprilie 1919, consfințind astfel oficial integrarea Maramureșului în România Mare. Mulțumesc mult! Onorată asistență, are cuvântul prefectul județului Maramureș, domnul Silviu Nicolae Ungur, care va prezenta mesajul premierului României, domnul Ludovic Orban. Astăzi este ziua drapelului național, simbol drag al unității și identității naționale, zi pe care o dedicăm în esență tuturor celor care de-a lungul timpului au făcut cinste României și tricolorului. Sunt toți acei bravi români care în trecut s-au jertfit, s-au luptat pentru apărarea pământului strămoșesc. Sunt toți cei care în vremurile noastre contribuie la buna reputație a României, făcându-și datoria cu profesionalism și curaj în diferite teatre de operațiuni și misiuni internaționale, toți cei ale căror performanțe în diferite domenii au făcut ca tricolorul să fie înălțat pe cel mai înalt catar. Și cel mai recent, drapelul național i-a însoțit pe medicii români și personal medical, care anul acesta, pe fondul crizei sanitare generate de noul coronavirus, și-au ajutat colegii din Italia, Statele Unite și Republica Moldova, iar seriozitatea și competența cu care s-au implicat în salvarea de vieți au făcut cinste românilor și României. Le mulțumim tuturor cu respect și admirație. Tricolorul reprezintă istoria noastră și întregul popor, oameni care ne-au dat de atâtea ori prilejul să ne mândim că suntem români.
La mulți ani România, la mulți ani drapelului național. Îl invităm pe vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, domnul Ioan Doru Dăncuș, să prezinte locuțiunea. Domnule prefect, onorată asistență, iată-ne într-o perioadă destul de... o perioadă mai deosebită prin care trecem și după atâta nori și ploaie, iată, a ieșit soarele și pe strada noastră, cum s-ar spune, și acest lucru cred că ne poate face să credem că și lui Dumnezeu culorile naționale îi plac. Drapelul național este, așa cum au spus și antevorbitorii mei, un simbol al nostru, al românilor. Și culorile care sunt reprezentate în drapelul nostru național reprezintă foarte bine și aproape întru totul virtuțile poporului român. Este foarte important pentru noi să înțelegem că aceste culori reprezintă, pe de o parte, jertfa poporului român pentru ca astăzi noi să fim liberi, să putem să vorbim liber, dar în același timp aceste culori trebuie să fie cinstite, să fie respectate și de fiecare dată când uneori poate noi, ca și români, avem anumite nemulțumiri de anumiți conducători vremelnici, nu trebuie să uităm un lucru. Simbolurile naționale trebuie respectate. Și acest simbol național mi-aș dori să fie respectat nu numai în ziua de 26 iunie, mi-aș dori ca drapelul național să fie arborat cel puțin pe instituțiile publice în permanență. Astfel, am dat dovadă de respect pentru sacrificiile pe care înaintașii noștri le-au făcut. Sper, din toată inima, să putem să cinstim în continuare culorile naționale, așa cum o fac oameni destoinici. Avem aici astăzi unul dintre noi și îl văd acolo în față pe maestrul Nicolae Sabău, un om care și-a cântat glia, și-a cântat neamul, și-a cântat simbolurile naționale și un om care de fiecare dată când cântă imnul Maramureșului, sărută drapelul și poartă drapelul în buzunar. Cred că este un exemplu pe care ar trebui să-l luăm cu toții și sper din toată inima să fim mândri că suntem români, să rămânem atenți cu simbolurile noastre naționale și să aducem respectul cuvenit acestor simboluri naționale. Să ne dea Dumnezeu binecuvântare, înțelegere și putere să trecem peste toate greutățile care se abat asupra noastră. Are cuvântul viceprimarul municipiului Baia Mare, doamna Noemi Vida, care va citi mesajul primarului municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș. Simbol al libertății, loialității, al dreptății și virtuții, dar și al acțiunii și al frăției, cu dragoste și nemăsurat respect mă închin în fața drapelului național al României. Începând cu anul 1998, în data de 26 iunie, este marcată ziua drapelului național al României. Sunt diverse semnificații care au fost atribuite tricolorului pe parcursul vremii, unele mai oficiale, altele mai puțin. Cert este că, pentru fiecare dintre noi, drapelul are o semnificație aparte. Simbol al libertății și al loialității, prin albastrul senin al cerului, al dreptății și virtuții, prin galbenul, care din punct de vedere heraldic reprezintă prestigiu, virtute, inteligență, grandoare și bogăție, dar și al frăției, al acțiunii și al pasiunii, prin roșul sângelui, tricolorul, este unul dintre simbolurile țării noastre. În pofida nemulțumirilor pe care fiecare dintre noi le avem cu privire la situația politico-economică din ultimii ani,
Nu trebuie să uităm nici o secundă de valorile și simbolurile care ne definesc ca neam și țară. Alături de stema și imnul României, drapelul național trebuie prețuit de fiecare dintre noi. Acestea reprezintă parțial identitatea noastră și sacrificiile făcute de înaintașii noștri, uneori cu prețul vieții, pentru integritatea și independența României și a românilor. Să le fim veșnic recunoscători eroilor care s-au jertfit pentru noi și pentru țara noastră, curajul, iubirea și spiritul lor de sacrificiu să ne fie exemplu și lecție pentru generațiile care vin. Să ne rugăm astăzi Bunului Dumnezeu pentru liniștea eroilor României, dar și pentru claritatea gândurilor și acțiunilor noastre, pentru viitorul românilor și a României. Să nu permitem nimănui să știrbească iubirea și mândria de a fi români, respectul și prețuirea pentru simbolurile care ne reprezintă. Cu dragoste și nemăsurat respect mă închin înaintea drapelului național al României, reconfirmând astăzi și în fiecare zi cât voi trăi, iubirea sinceră și veșnică pentru români și România. Cu prețuire, Cătălin Gherecheș, primarul municipiului Baia Mare. Doamnelor și domnilor, drapelul național al României va fi purtat spre locul de arborare de către militarii din Garda de Onoare a drapelului național. Binecuvintează acest drapel național al României, sfințit cu cerească binecuvântare, spre urmărirea țării și a neamului nostru românesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecilor. Amin. Thank you.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Manifest. Eu sunt Ana Berci și vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!